Podul de lemn de la Hălmeag este din ce în ce mai șubre, iar cel nou prinde contur pe zice trece. După ce, cu ajutorul unei macarale gigant, s-au montat grinzile din beton, urmează acum finalizarea lucrărilor de hidroizolare și realizarea căilor de rulare. Macaraua de 500 de tone fabricată în Germania a ajuns zilele trecute la șercaia dezasamblată, piesele fiind cărate cu ajutorul a patru trailere. La pod a fost montată bucată cu bucată, iar la finalul lucrării, tot acolo dezasamblată. A fost un adevărat spectacol, atât pentru autorități, cât și pentru localnici. Cred că odată în viață, odată în viață am avut și eu ocazia să văd un utilaj mare. Am avut pe cineva chiar acolo când am trecut către Hălmeag, care a zis, domne, am fost la o expoziție de utilaje grele, Dresda sau ceva, oricum în Germania, nu ți-o știu, nu știu minte exact localitatea, dar aici asemenea utilaj n-am văzut. A fost o macara, de 500 de tone, extraordinar de mare, deci afar de faptul că era automacara și se deplasa singură, încă patru trailere, venea după ea cu echipamentele pentru că se asamblează pe loc, nu există, în România și probabil nici în lume, străzi și autostrăzi care să permită deplasarea unui asemenea utilaj. Se asamblează, a fost asamblată și dezasamblată, pentru că a trebuit odată pe malul acesta către Șercaia, după aceea s-a dus către Ungra încolo și a venit roată pe partea cealaltă, către, pe partea Hălmeagului. Impresionant pentru mine, pentru toți oamenii care ne-am ne -am uitat exact cum ne uităm la circ și vedem ceva, un spectacol care nu se întâmplă de multe ori, să ai ocazia să vezi asemenea lucru. Îmbucurător faptul este că a mers repede, n-au fost niciun fel de probleme, lucrurile au decurs normal, faptul că firma a fost o firmă serioasă și a pregătit pentru că acolo trebuia pregătit un pat, o infrastructură care să o țină, deci nu puteai să o pui așa, o calăm pe marginea oltului și ridicăm grinzile acelea masive. S-a pregătit, a fost infrastructura bună și a mers repede și, și a făcut treaba și a plecat. Lucrările la pod continuă într-un ritm alert. Autoritățile estimează că echipele de constructori vor lucra toată vara, pentru că odată cu sezonul rece să se poată circula pe pod și acum se cofrează între grinzi, se va turna betonul, se va turna asfaltul, se toarnă trotuarele, Cu vara acesta este suficient de lucru. Podul vechi pe care se circulă acum are aproape 100 de ani. A fost construit din lemn după ce podul betonat care era funcțional fusese distrus de bombardamente în primul război mondial. Noul pod se realizează printr-un proiect accesat de Consiliul Județean Brașov în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, etapa a doua. Valoarea contractului de lucrări este de peste 6 milioane de lei.